Hai să vedem ce ne pică. Prima oară, primul lucky spin. Și... A, crezi că pică legendară? Cât aproape a fost? Ce... Nu, este mama, perfect. Oh, pinguinul. Mamă, hai cu legendară, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog. Hai, mă. Ce ne pică oare legendară și... Astăzi avem un Stumble Guys pe shop, cea mai mică ofertă, adică cea mai ieftină de chiar un euro și sunt 5 skin-uri random, ori rare, ori mai bune decât rare, de să sperăm că o să fie măcar epice, n-aș vrea să fie chiar rare și chiar sunt curios de ce un euro și sunt 5 cărți diferite, ce ar fi să fie 5 legendare. Hai apăsați acolo pe butonul de like cine știe cum ne pică legendare, măcar să fie doar una, dacă apăsați pe butonul de like o să fie măcar o legendară, Doamne ajută, să sperăm. Și nu uitați, lăsați acolo în comentarii idei de challenger pe care vreți să le fac pe Stumble Guys, deoarece am început o nouă serie cu challengerile voastre și vreau să fac eu mult mai multe challengeri. Deci am văzut niște idei foarte interesante de la voi și vreau încă să mai văd, că vreau să fac o serie întreagă din asta, o serie mare. Și da, lăsați acolo în comentarii, dați un like, un share, un subscribe și hai să începem. Hai să luăm oferta asta, o luăm repede acum și să sperăm că ne pică ceva bine. Hai să vedem ce ne pică. Prima oară, primul lucky spin și... A, crezi că pică legendară? Cât aproape a fost? Ok, a doua. Hai să vedem, Doamne ajută să ne pice legendară, Doamne ajută, Doamne ajută. Epică, bă, e bine. Tutankhamon, e bine. Hai să vedem a treia. Și... Ai, mă, bă, să puteam, mă. Ia, a patra. Hai, mă, Doamne ajută cu legendară. Te rog, nu mai face bait atâta. Te rog, te rog, te rog, te rog. Aolo. Ăsta e duplicate. Deci l-am mai avut pe ăsta, îl mai am, adică. Și... Nu, este, mă, perfect. Oh, pinguinul. Chiar e tare pinguinul, sincer, este chiar tare pinguinul. Spuneți-mi acolo în comentarii dacă vă place pinguinul. Și hai să-l echipăm acum și să intrăm și noi într-un meci așa lejer, să vedem cum este acest skin și dacă putem să facem și noi unul în măcar, Doamne ajută. Ăsta, floor flip, așa se numea, dacă nu mai țin bine minte. Bă, chiar e mișto pinguinul, mamă, deci chiar mă bucur că mi-a picat. Adică nu mi-a picat legendară, dar mi-a picat ceva chiar folositor pe care chiar o să-l folosesc și îmi place, adică pinguinul acesta. Spuneți-mi în comentarii dacă vă place. Și da, hai să vedem ce facem noi aici. Bun, trecem așa lejer. Hai să trecem repede să nu mai vină asta. Hei, nu, 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 ciocane, dă-te la o parte, te rog, nu mă lua. Așa, bun. Hai să sărim și noi aici, să ajungem cât mai repede în față ca să nu ne balansăm cu ăștia pe partea asta. Ok, hai să vedem, putem să sărim aici? Nu putem să sărim, putem aici? Da, mă, am ajuns, perfect. Hai să facem și noi o schemă frumos și... Gata. Și Paint Splash, a doua hartă. Hai să vedem, eu zic că putem să ne calificăm acum și chiar să ajungem în finală. Hai să vedem totuși dacă putem să facem asta, că momentan zicem noi, dar cine știe cum ne blocăm pe aici pe la final, fiindcă eu la final, nu știu, am eu o problemă la final, da mea, sunt eu nebun cu capul acolo la final, pentru că mă grăbesc și nu am răbdare, nu vreau să aștept și să sperăm că data asta o să trec și nu o să mă grăbesc. Hai să trecem așa frumos pe aici, lejer, pam, pam, pam. Ok, trecem și pe partea asta. Mamă, nu mai ajung, bă, stai mă să nu mă grăbesc, te rog, Doamne, nu mă grăbi. Nu, nu mai ajung, sau? Hai mă, 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 hai mă. Hai, 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 nu, 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 nu. Pentru treaba asta vreau să deschidem un Spooky Christmas Wheel, pentru că am murit eu aici și n-ar fi trebuit să mor, nu știu cum am murit, dar hai să deschidem noi un Spooky Christmas Wheel acum și să sperăm că ne pică ceva ca lumea. Mamă, hai cu legendară, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog. Hai mă, ce ne pică oare legendară și... Rămâi, 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 pică mă! Secret Bread! Incredibil așa ceva, bă, dar uite, nu știu... Cum le presimt eu astea? Presimțirea mea pe episoade, dacă ați văzut ultimele două episoade, dacă nu puteți să vă uitați, la ultimul pack deschis, la ultimul spin deschis, bă, mi-a picat legendară, bă, eu am zis, hai mă să mai deschid un ăsta că sigur o să-mi pice ceva. Uitați, mi-a picat Gingerbread, bă, și chiar îmi doream Gingerbread, bă, chiar îmi doream Gingerbread, uitați-vă cum e el așa. Hai să intrăm într-un match, că vreau să văd cum apare, cum e ăsta, că este foarte... plat așa, aș putea spune, este foarte, nu știu cum să zic eu, cum e, foarte plat, da, e foarte subțire, așa mă, subțire era cuvântul, nu-l mai găseam. Hai să vedem ce hartă pică și chiar sunt curios cum e ăsta, deci e Jungle Roll. Hai să vedem cum e Gingerbread-ul, cum se prezintă pe acest joc, minunat.
prima oară, uitați-l cât de mic e. Chiar e interesant, chiar îmi place cum arată, sincer, e haios. Spuneți-mi dacă vă place. Și chiar sunt bucuros, fiindcă mi-a picat și Merry Skeleton și Gingerbread și da, hai să vedem acum dacă ne calificăm. Doamnește, o să ne calificăm. Nu. Mamă, cât noroc am avut. Ok, bam, bam, bam. Trecem și de partea asta. Și hai să vedem noi acum ce putem face. Rafael Grâmă trece lejer pe aici. Ia, pot să trec pe partea asta? Hai. Ai, mă, nu se putea, mă. Bă, să putea, mă, să nu mă grăbesc eu în episodul ăsta. Să putea? Normal că să putea. Ca să mă grăbesc. Să putea să mă grăbesc. Deci m-am grăbit și nu cred că mai calific, dar oricum, sincer, n-aș vrea să mă calific chiar așa. Am vrut mai mult să văd cum arată skin-ul și chiar e tare. Chiar e tare, pe bune, scrieți acolo în comentarii. Și da, cum am zis, bă, în ultimele 2 episoade și în ăsta, deci în ultimele 3, de fapt, chiar mi-a picat ceva ca lumea rău de tot. Adică mi-a picat legendară fix la ultimul ăsta deschis și da, păstrăm tradiția să sperăm că așa o să fie în fiecare episod. Mamă, cum arată asta dintr-o parte, e cam ciudat, sincer. Dar da, dacă mai vreți episoade cu Stumble Guys, nu uitați să vă abonați, să dați un like și lăsați acolo în comentarii ideile voastre de challenge-uri pe care eu o să le pun în aplicare. Și v-am pupat, pa, pa!